De putere, da. Îi mulțumesc Domnului pentru că și în seara aceasta avem oportunitatea ca să stăm în pace și în liniște în locul acesta în care este chemat numele Lui. Aleluia! Aș vrea să citesc câteva cuvinte din epistola lui Pavel, Apostolului Pavel către Tit și aș vrea ca să ne ridicăm în picioare. O să citesc de la capitolul 2, de la versetul 11 până la 14. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie al Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Amin. Vă rog. Amin. Am venit puțin mai târziu pentru că întotdeauna când încercăm să facem voia lui Dumnezeu, intervine și diavolul cu fel de fel de piedici de capcane și eram aproape pe punctul ca să nu pot să fiu în seara aceasta aici. Am avut o emergență, au trebuit să chem o asistentă medicală și au fost mai multe lucruri care... Dar când am venit aici, l-am auzit pe fratele Borcuța spunând un lucru foarte interesant, mi-a plăcut foarte mult. Dumnezeu i-a dat soluția lui David cum trebuie să-și curățească inima și să se apropie de Dumnezeu. Aleluia. Și soluția aceasta este și pentru noi. Glorie Domnului. E crucea Domnului Iisus Hristos, este mielul de jertfă, este sângele care a curs pe Golgota. Amin. Pentru curățirea păcatelor. Amin. Dar vedeți, lucrul acesta este un lucru virtual, un lucru teoretic. Crucea Domnului Iisus Hristos e puțin, poate puțin mai abstract pentru noi. Noi trebuie să avem un templu în inima noastră. Amin. Și noi trebuie să intrăm în templul acesta. Dacă nu-L vei găsi pe Domnul Iisus Hristos, dacă nu te vei întâlni cu Dumnezeu în templul inimii tale, nu te vei întâlni cu El nicăieri. Tu trebuie să te îndepărtezi de lucrurile din lumea aceasta care te împiedică să te întâlnești cu Dumnezeu. Mântuirea are o valoare nespus de mare. Yes. Ceea ce Dumnezeu pregătește pentru noi este dincolo de puterea noastră de înțelegere. Amin. Dar pentru aceasta, noi trebuie să mergem pe principiul pe care ne-l pregătește și ne-l arată Dumnezeu. Amin. El ne spune cum trebuie să ne apropiem de El. El spune cum trebuie să aducem slavă, cum trebuie să aducem închinarea plăcută Lui. Noi nu ne putem apropia de Dumnezeu oricum. Noi nu putem să ne apropiem de Dumnezeu așa cum considerăm noi necesar că ar trebui să ne apropiem. Dumnezeu nu are nevoie de forme. Dumnezeu nu are nevoie de șabloane. Dumnezeu are nevoie de o inimă curată, o inimă sinceră. Ajută-ne, o inimă predată Lui. Aleluia, slavă! Mântuirea nu e un lucru greu. Mântuirea e un lucru foarte ușor. Dar e ușor atâta vreme cât mergi pe calea mântuirii împreună cu Domnul Iisus Hristos. Aleluia. Despărțit de Domnul Iisus Hristos, e imposibil să mergi pe calea mântuirii. Așa cum spunea fratele Diacon, diavolul luptă și de multe ori simțim că în camera aceasta care a fost curățată de Duhul lui Dumnezeu, în templul acesta care trebuie să fie sfânt, de multe ori vedem lucruri care n-ar trebui să fie acolo. Vedem în firea noastră pământească lucruri care probabil că de mult trebuiau să fie omorâte, să fie răstignite pe crucea Domnului Iisus Hristos și ele sunt acolo. Sunt în mine, sunt în fratele Daniel, sunt în voi, sunt acolo și noi avem de luptat împotriva lor. La aceasta ne învață Dumnezeu să luptăm o luptă bună după voia Lui. Amin. Și lupta aceasta se duce pe genunchi, se duce prin apropierea de Dumnezeu, se duce, dacă vreți, în poș și în rugăciune, se duce cu lacrimi, cu strigăte către Dumnezeu. Se duce conștientizând starea mea de om păcătos. Trebuie să-mi dau seama că am nevoie de Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu pot să merg pe calea mântuirii. Am nevoie de El. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. În bunătatea lui Dumnezeu a pregătit o soluție pentru oricine vrea ca să intre în mântuirea aceasta. Am văzut mulți oameni care au fost în pragul morții. Și n-au mai avut importanță banii care au câștigat, faima care a avut-o,
familia care a avut-o, titlul care l-a avut, singurul lucru care a avut importanță a fost cât a fost de aproape sau de departe de Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva. Oamenii care au fost aproape de Dumnezeu au plecat liniștiți cu zâmbetul pe buze. Am avut nenumărate experiențe și mi se pare că sora lucrează de asemenea cu bătrânii și ea poate să ne spună la fel experiențe foarte interesante. Oameni care mi-au spus zâmbind, mâine plec acasă. Și i-am spus, nu se poate, nu pleci acasă. Și am spus, azi e ultima zi. Și a doua zi au plecat acasă. Dimineața când ne-am dus era în comă. Eu n-am înțeles când, o zi înainte. Dar au fost pe perfect conștientă. Și am avut oameni la ele care au venit. A venit diavolul. Mi-a spus, Jean, zice, știi că azi noapte a venit diavolul la mine? A fost un om care s-a jucat cu Dumnezeu. Care au considerat că n-are valoare mântuirea. Și-au avut valoare atunci, în momentele acelea. Și-au fost prea târziu. Și am spus, tu ai nevoie de Domnul Iisus Hristos în viața ta? Și-au spus, nu, am nevoie de Iisus. I need a good doctor. I need a good doctor. Și am spus, nu există doctor pentru tine. I-am spus, dacă nu l-ai pe Domnul Iisus Hristos, nu mai există nimic altceva pentru tine. Și am spus, tu ai nevoie pe drumul pe care vei merge de acum, ai nevoie ca El să te ia de mână. Pentru că ai să ajungi în întuneric și n-ai să mai știi ce să faci. Și-au spus, nu vreau. Și asta a fost decizia lui. Hotărăște-te astăzi dacă ai nevoie de Dumnezeu în viața ta sau dacă Dumnezeu nu e atât de important în viața ta. Pentru că harul lui Dumnezeu a fost arătat. Și harul acesta înseamnă Domnul Iisus Hristos, care îți arată calea, îți arată modalitatea pe care trebuie să te duci. S-a dus El înainte și a spus că călcați pe urmele mele. Ne arată cum trebuie să trăim, cum trebuie să ne purtăm. Deci harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea. Sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le iubește. Și dacă nu le iubește, nu trebuie să le iubesc nici eu. Pentru că în măsura în care eu iubesc lucrările lui Dumnezeu, înțeleg că eu mă apropiu de Dumnezeu. Înțeleg că eu merg în direcția bună. Și pe măsură în care eu iubesc lucrările întunericului, lucrările păcatului, înțeleg că merg într-o direcție greșită. Acesta este etalonul după care pot să-mi dau seama de direcția pe care mă duc eu. Ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Sunt lucruri în lumea aceasta care te tentează, te atrag, ca un magnet. Nu te poți împotrivi lor. Pentru că sunt foarte tentante. La Geneza e dată definiția păcatului. Când Eva s-a uitat la fructul acela pe care i-l oferit șarpele din pomul cunoștinței binelui și a răului, a văzut că fructul acesta era bun, tentat, era de dorit, era ceva ce ar fi vrut ca să-l aibă. Și acesta este păcatul. Păcatul la prima vedere e ceva tentant. E ceva ce pare bun. E ceva ce te atrage, ceva ce ai vrea să-l ai. Poftele lumești sunt lucruri tentante. Eu am fost un mare dansator în tinerețea mea. Nu vreau să mă predic pe mine, dar vreau să vă spun cu ce am luptat eu. M-a atras foarte mult dansul. Am fost un bun dansator și eram... Cea mai mare luptă pe care am dus-o a fost să luptă împotriva Duhului care mă ținea legat pentru dans. Așa. Și de multe ori când trebuia să merg la biserică, era la noi sâmbătă seara sau duminica seara, era bal la liceu unde am fost în România, la high school. Și aveam partenerele mele de dans care așteptau acolo ca să... Și fugeam și mă rugam și spuneam, Doamne, dă-mi putere ca să pot să biruiesc ispita aceasta. Și am luptat o dată, de două ori, de trei ori, și până la urmă am biruit-o. Am avut și alte tentații foarte puternice, dar dansul a fost una din tentațiile cele mai mari. N-am încercat niciodată să pun un strop de drogă în gura mea, pentru că știu că e foarte addicted și știu că sunt slab. Și n-am încercat ca să nu cumva să cad într-o altă capcană din care să nu știu cum să ies. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu poftele lumești. Amin. Și e vorba de o luptă. Și lupta aceasta trebuie să fie în tine. Yes. Nu te aștepta ca altcineva să lupte pentru tine. Tu trebuie să lupți.
Pentru că în lupta aceasta Dumnezeu te călește și te formează pe tine. Slavă. Nu vei putea să intri în împărăția lui Dumnezeu dacă nu vei fi un om care să poți să biruiești. Yeah. Și în primul rând să te biruiești pe tine. Amin. Să biruiești poftele acestea prin care ești legat. Amin. Dumnezeu îți dă putere pentru aceasta. Dar trebuie să vii înainte lui Dumnezeu și să-ți recunoști starea. Amin. Să-ți recunoști defectele, să-ți recunoști Amin. Slăbiciunile. Amin. Să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slăvitului slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. E simplu să trăiești frumos ca în timpul zilei. Să trăiești în pace cu toți oamenii. Să arăți respect față de aproapele tău. Să arăți dragoste. Dragostea se vede în familie, dragostea se vede în societate, în jurul tău și dragostea se vede în biserică. Amin. Yes. Să trăim în veacul de acum cu cumpătare. Sunt niște limite pe care tu trebuie să le pui în viața ta. Tu trebuie să decizi în viața ta, nu decide altcineva. Asta vreau să o fac și asta nu vreau să fac. Viața e un șir întreg de alegeri, de decizii pe care tu trebuie să le faci. Și vreau să vă spun ceva. De multe ori luăm decizii greșite. Iau și eu și luați și dumneavoastră. Dar trebuie să conștientizezi faptul că ai greșit. Trebuie să-ți dai seama că ai făcut un lucru care nu-i place lui Dumnezeu. Și trebuie să înțelegi să renunți la el, să te pocăiești, să vii înaintea lui Dumnezeu, să-ți ceri iertare pentru lucru care nu e bun. Poate m-am enervat cu cineva, poate am spus soției un cuvânt care nu trebuia să-i spun. Poate am avut cu un vecin, cu cineva, am avut o discuție, am avut un telefon, m-a sunat cineva și m-a deranjat și a spus, te rog să nu mă mai sun, am alte lucruri. Și îmi dau seama că l-am jignit pe fratele meu. Și eu trebuie să conștientizez lucrul acesta. Și trebuie să trăiesc cu înțelegere, cu cumpătare, să am respect. Caracterul meu e caracterul cu care voi merge în veșnicie. Și dacă n-ai învățat acei lucruri elementare ca să-l iubești pe aproapele tău și să-l respecti și să-l tratezi cu compasiune și cu înțelegere, nu te vei schimba în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu ai învățat să spui adevărul, dacă nu ai învățat să faci dreptate, dacă nu ai învățat să ai milă, acestea sunt lucrurile de bază cu care vei pleca în veșnicie. Și Dumnezeu vrea aici să ai limitele acestea și să trăiești în limitele acestea și să-ți îngustezi limitele. Pentru că calea pocăinței este o cale îngustă. Calea pierzării este o cale lată în care poți să faci orice. Nu pe calea pocăinței. Vreau să vă spun ceva. Atunci când vom intra în Împărăția lui Dumnezeu, nu o să ne pară rău pentru nici unul dintre lucrurile la care am renunțat. Așa. Nu o să ne pară rău pentru nici una din luptele pe care le-am pus împotriva firii noastre pământești. Împotriva poftelor care ne-au ținut legat. Nu o să ne pară rău. O să ne pară bine, nu numai că am luptat, o să ne pară bine că am ieșit biruitori asupra noastră înșiși. Eu nu trebuie să-l biruiesc pe fratele Daniel. El trebuie să se biruiască pe el însuși. Amin. Dar eu trebuie să mă biruiesc pe mine. Eu trebuie să mă răstignesc pe mine. Amin. Și crucea aceasta a Domnului Iisus Hristos despre care vorbea fratele Borcuța, eu trebuie să o port în mine în fiecare zi. Și pe crucea aceasta ceva trebuie să fie răstignit în fiecare zi. Nu poți să intri în învierea împreună cu Domnul Iisus Hristos dacă tu nu ai gustat și dacă nu ai trecut prin moarte. Și în mine ceva spune Cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să moară pentru ca să pot să trăiesc împreună cu Domnul Iisus Hristos în veșnicie. Amin. Domnul să-i binecuvânteze. Iubiții mei, frați și surori,